trebuie să se gândească foarte, foarte clar la soluții de supraviețuire. Și sunt puține. Dacă ești salariat, trebuie să te gândești dacă ești un profesionist și firma te va ține, dacă va avea probleme financiare și va trebui să facă disponibilizări, să te gândești să urmezi un curs de pregătire pentru o altă meserie, poate mai bine plătită, și să nu ne fie rușine să urmăm un curs de pregătire. Doar 2% din populație a urmat în ultimii ani un curs de pregătire pentru un job, ceea ce este cel mai scăzut nivel din Europa. Pe afară, prin Germania, prin Spania, chiar și prin Austria, da, oamenii se gândesc tot timpul, poate jobul pe care îl am în momentul de față, meseria pe care nu mai e relevant în următorii ani. Ce fac? Mor de foame? Nu. Mă duc să învăț o altă meserie. Și mulți se duc la cursuri de acest gen, de să învățăm să câștigăm mai mult ca salariat sau poate să deschidem afaceri. Da? E destul de dificil să faci afaceri în 2023 în România, având în vedere problemele economice. Da. Trebuie să ai curaj să-ți depășești condiția și cred că asta este cuvântul de ordine, să avem curaj să facem schimbările de care avem nevoie. Mentalitatea aia, acum că te duci și te-ai angajat la o multinațională și vei ieși la pensie de acolo, s-a cam estompat și din păcate va dispărea în următorii ani și probabil noile generații au simțit acest duș rece. Nu mai sunt vremurile de altă dată. Nu mai trăim pe vremea comunismului în care ieșeam la pensii din jobul în care ne angajam. Nici la stat. De ce? Pentru că statul de voie, de nevoie, în următorii ani, cred că 3-4 ani, va trebui să facă o reformă drastică a numărului de angajați. Nu putem trăi cu 1,2 milioane de bugetare în condițiile în care Polonia, o țară cu o populație dublă decât a noastră, da, are 800 de mii de angajați. Noi am ajuns ca din taxe și impozite, din ceea ce încasează statul din punct de vedere fiscal, peste 85% din bani să se ducă pe salariile bugetarilor și pe cheltuielile sociale. Nu poți să trăiești ca țară cu asemenea povară financiară în cărcă.